Într-adevăr, intrăm într-o mini-vacanță de Paște. Serviciul polițienesc în această perioadă, având în vedere caracterul permanent și continuu, se desfășoară cu o mare regularitate. Există lucrători planificați în dispozitivele zilnice pe linie rutieră și pe linie de ordine publică. De asemenea, avem și echipele operative pregătite, precum și rezervele pentru intervenție. Acum, având în vedere într-adevăr caracterul festiv al acestei mini-vacanțe, probabil că mulți concetățeni de-ai noștri vor sărbători în altă parte. Este bine de știut, proprietarii să încerce să-și ia acele minime măsuri de protecție a proprietății, a apartamentelor, a caselor, precum și a bunurilor pe care le au. Cum am spus și cu alte ocazii, cu siguranță mulți dintre proprietari au deja instalate sisteme de alarmă, sisteme video de înregistrare, dar regulile elementare trebuie avute în vedere la plecatul de la domiciliu, închiderea imobilelor respective, asigurarea cu acele minime încuietori, lăsatul în atenția unui vecin, dacă se poate. Desigur, sunt și alte reguli suplimentare, experiența ne învață să recomandăm, să aducem și alte sfaturi, poate fi lăsată lumina aprinsă, ca pe timpul nopții să se creadă că este cineva acasă, poate fi lăsat în funcțiune un aparat de radio sau un TV. Dar cred că și aportul vecinilor este unul substanțial. Revin cu sugestia și cu rugămintea, în orice împrejurare, dacă este sesizată vreo mașină suspectă, vreo persoană suspectă, să se apeleze serviciul 112 pentru deplasarea operativă la fața locului a celui mai apropiat echipaj de poliție pentru a clarifica împrejurările respective. De asemenea, să aibă grijă să nu-și deschidă geam, să nu-și lase cumva geamurile deschise. În primul rând, deci Chiar dacă dacă sunt la un etaj mai sus exact. decât. Deci parterul și etajul 1 că se dovedesc a fi destul de vulnerabile. Deci geamurile să nu fie lăsate deschise, să nu fie o adevărată invitație pentru hoți. De asemenea, Să aibă grijă. am rugămintea să fie foarte atenți pe cine primesc în locuințe. Avem această tradiție a udatului, a stropitului, când a doua zi de Paște se intră. Deci, mare grijă, o selecție a vizitatorilor, dacă se poate. Pe lângă aceasta, tot sărbătoarea este cea care ne învață. În aceste zile va fi, cu siguranță, va fi un consum sporit și de băuturi alcoolice. Consumul în exces de băuturi alcoolice este cel care stă la baza majorității stărilor conflictuale. Deci, făcând recomandări atât pe linie de siguranță publică, pe linie rutieră, pe linie judiciară, alcoolul este la baza tuturor evenimentelor. Fie ai băut și nu-ți mai iei măsurile de siguranță, fie ai băut și ai probleme pe linie rutieră, fie ai băut și ai intrat în diferite stări conflictuale și ai probleme pe linie judiciară. După cum am amintit, ne vom strădui împreună cu efectivele de jandarmi și de poliție locală să asigurăm un climat cu adevărat de sărbătoare, un climat de liniște și, bineînțeles, adresăm urarea de Paște fericit, sărbători liniștite, pentru că noi aceste lucruri ni le dorim. Să vorbim puțin și despre faptul că în perioada asta lumea se va îmbulzi la cumpărături, în supermarketuri va fi foarte mare înghesuială, la înviere, de asemenea să fim puțin atenți și la hoții de buzunare. Ce putem face? Deci,
specific acestei perioade sunt marile aglomerări de persoane, de la aglomerația din trafic, la aglomerația în supermarketuri. De asemenea, slujbele religioase sunt într-adevăr prin natura lor adunări de mai multe persoane. Ca atare, trebuie să fim atenți și la hoții din buzunare. Ca atare, atenție la genți închise, asigurate, ținute sub braț, atenție la valorile pe care le avem asupra noastră, ținute în buzunare interioare ale îmbrăcămintii, deși cam greu să spunem așa, având în vedere și starea vremii, adică căldura peste limitele normale. Ar fi foarte, foarte multe recomandări de făcut. Atâtea sunt că ar putea fi cuprinse într-o carte. Lumea ia toate măsurile, cât poate, măsuri de precauție, dar de la zi la zi apar noi și noi metode de a induce în eroare, de a distrage atenția, de a fi deposedat și așa mai departe. Și apropo că spuneam atenție, bunurile, valorile să fie păstrate în pormoneu, pormoneu în buzunare interioare, este și metoda de operare prin cântărire, adică luat în brațe. Deci sunt foarte, foarte multe. Dar mizăm pe vigilența cetățeanului, mizăm și pe spiritul civic al cetățeanului de a interveni în apărarea celor nevoiași sau în dificultate, chiar prin simplu apel 112, și de asemenea mizăm și pe spiritul de observație și de intervenție al forțelor de ordine. Aș mai face precizarea, ținând cont de elanul tineresc, prost înțeles, nu odată ne-am confruntat pe raza municipiului Reghin, când în urma consumului de alcool, tineri procedează la vandalizarea dotării tehnico-materiale de care dispune administrația locală, deci aș avea rugămintea să lase coșurile de colectare a deșeurilor în pace, să lase dotarea parcurilor, să o lase întreagă, pentru că a noastră comunitate are nevoie de ceea ce s-a făcut și ceea ce s-a investit acolo. Și, bineînțeles, ca un alt mod de operare, să lase în pace autoturismele cetățenilor, pentru că nu odată, pe fondul consumului exagerat de alcool, tineri, deosebit de cum să-i numesc, euforici, au procedat la vandalizarea autoturismelor unor cetățeni.